Ridichile, salata verde, spanacul, ceapa și usturoiul verde, dar și roșiile castraveții și ardeii fac cu ochiul severinenilor care au împânzit piețele din municipiul Drobeta Turnu Severin. Vremea bună i-a ajutat pe comercianți să ajungă cu marfa mai devreme pe tarabe anul acesta. Deci două, da? Da. Bine, hai. Păi, nu, că nu luat Așteptarea pofticioșilor a luat sfârșit. Pe piață au apărut primele legume românești, proaspăt scoase din solarii și gustoase, trufandalele și-au găsit repede clienți. Au apărut, vedem deja, verdețurile în piețe. Ce obișnuiți noastră să cumpărați acum primăvara? Păi ceapă verde, salată, ridichi, de tot ce a apărut acum în piață. Sunt mult mai bune la piață decât la hipermarket, să înțeleg. Ah, e mai bine la piață. E mai bine la piață. Avem mai multă siguranță la piață. Adică siguranță în sensul că îi cunoaștem pe oameni. Știm că sunt cultivatori și atunci... Poate sunt și mult mai proaspete. Da, este adevărat și asta. Observați că ele sunt destul de proaspete. Celelalte sunt mai pălite din supermarket. Sunt culese cu mai mult timp înainte, când femeile vin cu ele direct din solarii. Piețele din Drobeta Turnu Severin s-au umplut de la primele ore ale zilei, comercianții abia așteaptă să vândă verdețurile abia culese, iar vremea bună i-a ajutat să ajungă cu marfa mai repede pe tarabe anul acesta. Și ce aveți aici? Văd salată. Salată, ceapă, usturoi. Ce cumpără cel mai mult severinenii? Păi salată, ceapă, usturoi mai încet. Cum a dat primăvara, severinenii au venit la piață să ia salată. Da, 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 e foarte bună, cum spun eu, și acum mânca sănătos. Marfă sănătoasă, da. La piața centrală din Drobeta Turnu Severin, la primele ore ale dimineții, este aglomerație mai tot timpul. Oamenii vin din mai multe zone ale orașului pentru a cumpăra legume și fructe și chiar dacă ne aflăm de-abia la începutul lunii martie, deja pe tarabe și-au făcut apariția trufandalele. Vedem că deja au apărut verdețurile în piețe și văd că ați și cumpărat câte ceva. Sunt un mare fan al verdețurilor și în special al verdețurilor de la țărani. După cum vedeți, acest părstănac nu este ca la frumos de pe la market, dar e sănătos. La fel și țelina. Încercăm să trăim și noi cât mai curat și mai românește. Deci să înțelegem că sunt unul mai bune decât cele din hipermarket. Normal. Pentru că noi știm ce se pune prin marketuri în productivitatea care se dorește și știm că țăranul pune săracul ce are, bălegare. Ceapă, salată, usturoi, aia mai luăm din piață. Să înțeleg că sunt mai bune decât cele din hipermarketuri. Sunt mai bune, normal că sunt mai bune, că naturale. Nu sunt injectate cu toate minunile. Trufandalele de primăvară îți iau ochii, sunt sănătoase, proaspete și nu foarte scumpe, iar gama este una destul de variată. Putem spune că murăturile de iarnă au fost detronate. Cetățenii se înghesuie să își ia cele necesare pentru o gustoasă salată de primăvară.